În Horia, apa potabilă nu este optimă pentru consum, mai ales din cauza foselor septice construite în mod greșit. Nici apa din rețeaua de distribuție nu este propice consumului. Primarul comunei Horia, Cristian Baciu, afirmă că apa potabilă de pe raza comunei nu se prezintă în condiții foarte bune pentru consum, din cauza foselor prost făcute și a WC-urilor amenajate în curți. El spune că nici apa care se distribuie prin rețeaua de distribuție nu este propice consumului, ceea ce a determinat căutarea unei alte surse de apă. Este bine știut că pânza freatică la nivelul celor două sate, Horia și Cotovameș, nu este chiar atât de bună. Deci sunt probleme cu apa. Și la acest moment, prin sistemul de apă pe care noi îl avem la momentul ăsta, cu cele două puțuri forate în zona Cărămidăriei, iarăși apa nu este în cea mai mare perioadă a anului în cele mai bune condiții. Încă cetățenii se mai plâng de faptul că apa are o anumită colorație impurități, roșu, să zicem. Și impurități și devine roșu-maronie. De la Cărămizi. Tocmai de asta spune zona Cărămidării. Într-adevăr, în trecut, în acea zonă se construiau cărămizi. Dar pânza freatică este la o adâncime foarte mică. Fose și alte deversări care se fac, automat apa nu este în condiții microbiologice cele mai bune pentru a fi bună de consum. Noi ne-am gândit prin proiectele pe care dorim să le implementăm la nivel de comună, să găsim o altă sursă de alimentare cu apă. S-au făcut studii și foraje și, într-adevăr, am găsit apă de cea mai bună calitate în zona liceului agricol. Primăria Horia a depus un studiu de fezabilitate pentru obținerea de finanțare privind extinderea rețelei de alimentare cu apă.